Răsturnare de situație în cazul Alexandrei Ivanov, tânăra mamă care a murit în chinuri la Spitalul Județean din Botoșani. Judecătorii au decis că asistenta medicală, care a fost de gardă în seara în care Alexandra și-a dat ultima suflare, să aibă dreptul de a reveni la muncă, ba mai mult să primească și despăgubiri. În urma tragediei, medicul, asistenta și infirmiera implicați au fost suspendați pentru 60 de zile, după ce medicul a obținut în instanță strămutarea procesului în care a contestat decizia de suspendare și asistenta a contestat și ea decizia în instanță și a avut câștig de cauză. Judecătorii au decis ca aceasta să-și primească salariile aferente perioadei în care a fost suspendată, dar și actualizarea acestora la zi.